câte un premiu. N-a înțeles cu cine se întâlnește. Un act de provocare. S-a făcut vreodată greșeli. Frații noștri de peste Prut. Mă consider român. Их встречают и размещают на телецентре под мостом. Medicii noștri nu sunt aici în concediu. Ai noștri s-au descurcat bine. Noi nu ne-am simțit în niciun fel umiliți. A fost o greșeală. Sunt unii care, cum vă spuneam, poate nu sunt foarte fericiți. Asta a luat prin surprindere. Ei au foarte mare nevoie. E un sistem, din păcate, foarte subdezvoltat. A fost primit cu o imensă bucurie. Nu știu cum să măsor recunoștința. Bună ziua, prieteni! Acest vlog nu trebuia să existe, dar materialul s-a adunat de la sine. Pregăteam altceva pentru voi, însă uneori subiectul îl găsește pe jurnalist și nu invers. În acest vlog veți urmări aventura ajutorului românesc în Republica Moldova, povestită de martori și de actori importanți. Totul trebuia să se desfășoare simplu, firesc. De pildă, fraților de peste Prut, știm că aveți probleme, nici nouă nu ne este ușor, vă trimitem niște măști și medici, iar frații din Moldova să răspundă. Mulțumim fraților, apreciem. Din păcate nu a fost să fie, mâna întinsă de România Republicii Moldova a stârnit foarte multe controverse și discuții. Să începem cu începutul. La sfârșitul lunii aprilie, România a anunțat că donează echipamente sanitare, adică măști, mănuși, dezinfectant, în valoare de aproape 3,5 milioane de euro. Pe 30 aprilie a trimis o echipă formată din aproape 50 de medici și asistenți medicali în Republica Moldova să lupte în prima linie împotriva coronavirusului, în Chișinău, în Cahul și în Bălți. Pentru dumneavoastră, din partea mea, câte un premiu și vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru ce. L-ați văzut deci pe primarul de la Bălți, pe Renato Usatîi, care a împărțit plicuri cu $1000 medicilor români, vădit încurcați de această, să-i spunem, mărinimie. Este o obișnuință acestor oameni să facă astfel de lucruri. Deci, probabil că acest primar de la Bălți n-a înțeles cu cine se întâlnește și că, de fapt, astfel de gesturi nu sunt normale. Deci, mie mi se pare un gest pur și simplu a unui om care face asta mereu și nu a ținut cont de realitățile din care vin acești oameni. Nu că nu ar avea nevoie fiecare de bani, dar haideți să vedem, acești oameni totuși vin cu pașapoarte diplomatice dintr-o țară străină, sunt dislocați aici de un guvern, al altui stat și pare foarte bizar ceea ce se întâmplă. Politicienii din Moldova obișnuiesc să dea bani în plic medicilor la diferite evenimente? Bun, noi nu avem cazuri demonstrate că se dau bani în plic de către politicieni anume. Noi avem, din păcate, o situație când oamenii simpli dau bani medicilor, aceeași pagă despre care noi știm toți, și asta este o normalitate pentru foarte mulți din acest sistem. Probabil că asta l-a încurajat inclusiv pe acest primar de la Bălți să facă acest gest și cu medicii români. Dar nu este ilegal? Ba da, este o ilegalitate. Sigur că este. Pot să zic că este o formă de mituire activă chiar. Sigur că este și într-o țară normală, sigur s-ar fi pedepsit acest lucru. Ei bine, la noi uitați-vă că nu se întâmplă lucrurile astea. Primarul de la Bălți este cunoscut ca o personalitate excentrică care face gesturi destul de controversate și care induc mai mult zâmbetul și comentarii multiple pe rețelele de socializare. Posibil a fost și un act de provocare, deoarece să oferi bani la o persoană sau la un grup de doctori care vin să te ajute oficial pe linie de stat nu este un act demn. Și, pe de altă parte, a dorit probabil să zădăre și conducerea superioară a țării, punând-o într-o situație neplăcută prin acest gest. Incidentul ca atare, din punctul nostru de vedere, este închis. După cum știți, Ambasada României la Chișinău a ieșit chiar și cu un comunicat de presă pe data de 1 mai. Banii respectivi au fost integral returnați pe bază de proces verbal celor de la Primăria Bălți. Cred eu că a fost o mică neînțelegere, pentru că au crezut că li se oferă un mic cadou de mulțumire pentru faptul că sunt acolo. Să ne gândim și la faptul că medicii noștri, cei care au fost prezenți acolo, erau și obosiți, erau de pe drum, urmau să meargă să se cazeze, nu au știut în ce situație se află și când au realizat, să știți, astăzi s-a reacționat absolut imediat și din punctul nostru de vedere deci momentul n-a fost coordonat deloc cu cineva, cu ambasada, cu ministerul. Nu, nici de exclus. Deci aici, cu foarte multă fermitate, resping orice fel de astfel de idei. Nu a fost niciun fel de coordonare, cel puțin cu Ambasada României la Chișinău. Eu când am aflat imediat, adică când am aflat în noaptea de 30 aprilie de această situație, am reacționat urgent și chiar i-am rugat pe colegii de la Bălți să organizeze foarte, foarte rapid o ceremonie chiar și publică de returnare a acelor bani. Da, oricum, da. Am discutat la telefon cu primarul de la Bălți, cu Renato Usatîi, care susține că a vrut să facă un bine și nu s-a gândit că se va ajunge la un asemenea scandal. Ne-a promis că facem și un interviu, dar fie nu a mai avut timp, fie nu a mai vrut să bage bățul prin gard, pentru că, într-un final, nu mi-a mai răspuns la telefon. Doar că alte controverse au apărut și l-au făcut uitat pe primarul de la Bălți. De pildă, una legată de ministrul Sănătății din Republica Moldova, Viorica Dumbraveanu, care și-a încheiat discursul de bun venit în fața medicilor din România într-un mod original. Noi vă mulțumim foarte mult și vă urăm un sejur cât mai plăcut în Republica Moldova. Ce a însemnat acest sejur? Spuneți, Vitalie, ați făcut vreodată greșeli în formulare, da, în exprimare? Da, categoric. Da. Imaginați-vă o doamnă care lucrează pe parcursul ultimelor luni, 24 din 24, 7 din 7. Imaginați-vă că această doamnă nu pur și simplu lucrează 7 din 7, dar ia decizii. Ia decizii destul de complicate, a intrat în procesul, în situația epidemiologică, a intrat cu un sistem de sănătate plin de goluri și vicii, care dânsa le cunoștea bine. Și a trebuit să reușească împreună cu echipa să aducă încredere în acest sistem, să facă zeci de instruiri, să construiască sau să elaboreze și să pună în aplicare proceduri. Deci a fost o greșeală. A fost o greșeală și, din păcate, atunci când omul greșește astăzi, foarte multă lume se aruncă să-l ia peste picior, cum se spune la noi, și foarte puțin se aruncă să-l ajute. Probabil că doamna ministru a dorit să își exprime amabilitatea și ospitalitatea în felul dat, dar este de obicei, când vine cineva în ospăție, de obicei îi dorește ședere plăcută și probabil a fost un așa automatism de a dori o ședere plăcută, dar circumstanțele sunt altele. Dar șederea nu poate fi numită plăcută, deoarece nu poți face turism sau să discuți teme de interes profesional în circumstanțe de conferință sau congres. Este într-adevăr un ajutor pe fundal de epidemie și acest sejur sau exprimare de sejur ar putea fi interpretată în sensul pozitiv. Sejur plăcut, adică o ședere fără pericol, o ședere cu utilitate. Probabil astfel. Este foarte ușor de a da o conotație negativă sau pozitivă oricărui cuvânt spus și depinde cum vezi, fie paharul plin, fie paharul gol, și de aici poți să faci orice speculație de la cele mai frumoase cuvinte. Eu cred că noi ne concentrăm pe lucruri foarte, foarte mărunte. Ministrul Sănătății nici nu s-a gândit la acest lucru în acest moment. Ce a spus el? A fost o gafă. Eu cred că a fost pur și simplu o gafă. Ironia sorții. Sejurul plăcut a început cu o neplăcere. În presă a apărut informația că unii medici au refuzat să se cazeze la un cămin al Universității de Medicină din Chișinău din cauza condițiilor neplăcute și au mers la un hotel. Jurnaliștii spuneau că, de pildă, ar fi fost vorba de o baie la câteva camere. Autoritățile de la Chișinău au publicat imagini ca să arate că totul a fost în ordine. Situația a fost extrem de discutată în spațiul public. Așa că am decis să o întreb pe asistenta medicală, Maria Casoni, care este din Târgu Mureș și care a fost repartizată la Cahul, ce crede despre asta. Apropo, Maria Casoni este o adevărată eroină a vremurilor noastre. Nu exagerez când spun asta. Cunosc povestea dumneavoastră, ați fost în Italia unde ați ajutat medicii de acolo, iar după ce ați ajuns în România nu ați stat prea mult cu familia, ci ați venit în Republica Moldova să-i ajutați pe medicii moldoveni. De ce ați făcut asta? Din același motiv pe care l-am făcut și pentru Italia, din solidaritate. Oamenii au nevoie de ajutor. Unde e nevoie de ajutor, categoric vom răspunde pozitiv. Colegii noștri italieni au avut nevoie de ajutor, am mers. Colegii noștri, frații noștri de peste Prut, din Republica Moldova, au nevoie de ajutor. La limita posibilității, cine a putut, a sărit în ajutor și am format o echipă frumoasă din toată țara, care am pornit spre ei și suntem deschiși să-i ajutăm din toate punctele de vedere. Ce putem, bineînțeles. Atât pe plan profesional, cât și pe plan de ajutoare ce vor veni, ce vor ajunge sau au ajuns deja din România. Eu cu o parte din colegii mei din Bihor, eu sunt din Târgu Mureș, o parte din colegii mei din Bihor și Arad, suntem repartizați în Cahul. Altă echipă a rămas în Chișinău și o altă echipă a fost repartizați la Bălți. Cât deci sunteți la Cahul? Partea de Cahul cu colegii mei. 9 persoane. Medici, doi asistenți medicali, eu și cu încă un coleg și 7 medici. Vorbiți-mi, vă rog, despre condițiile de cazare acolo unde sunteți acum. Suntem cazați într-un sanatoriu, e ok, deci nu, noi am fost cazați și la cort, deci nu este o problemă. Elena, jurnaliștii de la Chișinău au înțeles de ce au fost nemulțumiți medicii români, de ce s-au mutat de la căminul Universității de Medicină la un hotel. Vedeți că în discuțiile cu medicii români, atunci când îi întrebăm despre astfel de lucruri, nu prea le spun, deci încearcă să fie cât se poate de mult discreți. Și atunci nu știu dacă vom afla vreodată care a fost motivul adevărat de ce s-au mutat de la un cămin la altul. Condițiile prezentate pe fotografii păreau a fi ok. Acum exista un singur duș sau o singură toaletă, nu știm despre lucrul ăsta pentru că nu am fost acolo, n-am văzut. Poate după ce se încheie această pandemie vom afla mai multe adevăruri de la ei. În momentul de față, toate situațiile acestea sunt efectiv depășite. Semnalele pe care le-am eu de la echipele de medici, de la coordonatorul echipelor de medici, sunt că nu mai există absolut niciun fel de probleme în ceea ce privește cazarea. Probabil că au fost niște situații care, evident, cu cooperarea deplină a celor responsabili au fost și acestea depășite. Cum, dați-mi voie să nici nu comentez declarația doamnei ministru. Sejur înseamnă și ședere. Sigur, de mulți poate au criticat faptul că este această sintagmă asociată mai degrabă cu plecarea în concediu. Îi asigur pe toți că medicii noștri nu sunt aici în concediu, sunt efectiv în prima linie de luptă împotriva acestei pandemii nemiloase care omoară oameni. Din informația care o am eu, la hotel s-au cazat 12 medici membri ai Armatei Naționale Române. În rest, medicii sunt cazați inclusiv la căminele, la două din căminele Universității de Medicină dar sunt cămine cu condiții bune, într-adevăr bune, nu sunt cămine obișnuite studențești, și pentru a confirma calitatea acestor condiții a fost acceptat acolo să meargă și televiziunea. Deci da, bine, recunoaștem că Republica Moldova probabil nu este în capacitatea asta să ofere nu știu ce condiții foarte bune, dar condiții bune pentru trai și pentru existență cu certitudine au fost oferite. Dar nu vreau să intru în aprecierea de ce au ales unii colegi să locuiască la hotel sau la cămin. Eu cred că aceste decizii probabil este corect să fie lăsate la discreția fiecărei persoane în parte și noi trebuie să o acceptăm. Dar abia au reușit medicii din România să afle ce au de făcut în spitale că opinia publică s-a inflamat de la o altă controversă. Consilierul premierului Republicii Moldova, Vitalie Dragancea, a comparat rata mortalității din România și din Moldova. Domnul consilier a scris pe Facebook că în România sunt 41 decese la 1.000.000 de locuitori, iar în Moldova sunt 31 de decese la 1.000.000. Le-a mulțumit medicilor din România, dar a ținut să spună, citez, să nu uităm de medicii noștri care în condiții modeste reușesc să genereze rezultate foarte bune. Ideea consilierului a fost preluată și de premierul Ion Chicu. Am prezentat acele cifre nu ca să desconsiderăm pe cineva, dar ca să arătăm că pe unele segmente ai noștri s-au descurcat bine. Și parcă chiar aș încerca să nu mai folosesc ai noștri și ai voștri. Bună oară, eu sunt cetățean român și mă consider român. Și recunosc că uneori este dificil să păstrezi un echilibru pe centru, pentru că te zbuciumă diferite valuri din diferite părți, dar nu am făcut-o ca să desconsiderăm pe cineva, am făcut-o ca să îi apreciem și pe ei noștri. Ei s-au descurcat bine, dar revin cu certitudine. Asistența colegilor din România este extrem de binevenită, pentru că gestionarea situației epidemiologice este și extenuantă. Înțeleg. Și orice umăr care acum vine în ajutor este de mare folos. Domnule profesor, potrivit domnului consilier al premierului Republicii Moldova, rata mortalității în Moldova este mai mică decât în România. Așa este? Da, într-adevăr, dacă calculăm rata de mortalitate la numărul de cazuri înregistrate, ea este mai mică decât în România, dar trebuie să facem comparări multiple cu ratele de mortalitate în diferite țări și foarte mult depinde de metodologia de calcul, deoarece sunt alte modalități de calcul, de exemplu rata de supramortalitate indusă de virus, și această rată de supramortalitate se compară cu rata de mortalitate obișnuită în afara epidemiei pe perioade similare de timp. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, epidemia nu s-a terminat. Noi suntem în urma României cu etapa de derulare a epidemiei cu aproximativ 2-3 săptămâni. Deci asta nu înseamnă neapărat că se vor regala ratele de mortalitate, dar fiecare țară, fiecare populație are o particularitate a ei și de comorbidități, și de tratamentele permanente utilizate, și de alte măsuri. Rata de mortalitate nu arată calitatea asistenței medicale, deoarece dacă vedem Statele Unite, Marea Britanie și Franța, Italia, numărul lor de decese, asta nu înseamnă că sistemul medical este bun sau rău, este o interacțiune a virusului cu populația și persoanele care nu se pot adapta în plan biologic în interacțiunea cu virusul decedează, din păcate. Deci asta este un parametru. Nu este un parametru relevant de comparare a eficienței unui sistem medical. Spuneți-mi, vă rog, compararea ratelor mortalității din cele două țări este relevantă? Eu zic că nu. Acest virus nu are limite, nu are granițe. rata mortalității poate să crească de la o zi la alta. Aici, în Italia, oriunde. Ați văzut că unde am fost noi în Italia, în zona în care am fost noi repartizați, a fost o mortalitate extraordinar de mare. Dar la un moment dat a scăzut rata mortalității, pentru că oamenii au început să respecte niște proceduri, să răspundă pacienții la tratament. Uitați, da, nici nu putem să ne comparăm foarte mult cu alte țări, pentru că noi avem un număr de populație, aici s-au luat niște măsuri de prevenție, în România a fost alte situații, s-au luat altfel de măsuri. Noi suntem ca populație mai puțin decât sunt în România. Probabil că noi vom ști dacă aceste cifre sunt adevărate sau nu, abia după ce se va face o analiză a tuturor acestor cazuri. Se vor analiza inclusiv decesele care s-au produs în afara spitalelor, adică cei care poate au murit în acest moment, dar n-au fost testați la COVID și atunci noi nu avem de unde să știm. Nu avem de unde să știm dacă ei au murit anume din această cauză sau din altele, pentru că, haideți, am avut și gripă sezonieră și alte infecții respiratorii acute. Și dacă oamenii n-au fost testați, atunci, da, noi avem tot dreptul să ne gândim că numărul care ni se prezintă acum nu este cel real. Dar vom afla aceste lucruri abia după ce se vor analiza în ansamblu. Și atunci, de ce a avut nevoie guvernul să facă această comparație? Tu ce crezi? Vedeți că la noi politicul obișnuiește să compare orice și să se compare cu oricine. Probabil că au vrut să accentueze că situația în România nu este mai bună, dar iarăși eu spun că nu este o comparație relevantă. Doar că reprezentanții guvernului susțin că această comparație este relevantă pentru că încurajează astfel medicii moldoveni să nu se simtă umiliți cumva de ajutorul primit din România. Uitați-vă, eficiența gestionării oricărei situații, inclusiv unei crize epidemiologice, se face pe baza colectării datelor și aprecierii lor. Aceste date și evaluări nu s-au făcut acum când au venit medicii români. Aceste date și evaluări au fost făcute permanent, pe toată durata evoluției situației epidemiologice, atât de specialiștii noștri, cât și de reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. În modul ăsta, apropo, se apreciază și eficiența tacticilor abordate în tratarea situației epidemiologice. Au fost unele formulări, unele abordări, în opinia mea, imprudente, atunci când factorii publici sau surse media au prezentat situația astfel încât, uite, până acum i-a mers foarte prost și de acum înainte, pentru că au venit colegii noștri din România, situația va merge foarte bine. Și astfel au fost oarecum afectați, inclusiv medicii noștri. Parcă au fost desconsiderați. Am considerat că, și acum consider, că medicii noștri au făcut un lucru foarte bun, s-au dedicat în definitiv procesului și au reușit să gestioneze situația într-o manieră eficientă și să genereze rezultate bune. Presupun că nu o să vreți să comentați ce zicea domnul consilier. Da, nu comentez, vă dați seama, nu. Fiecare de... Eu sunt un susținător puternic al libertății. Eu cred că fiecare trebuie să aibă dreptul să se exprime și să-și expună ideile. Nu sunt eu în măsură să comentez ceea ce crede unul sau ceea ce crede altul. Dar un lucru este cert, dacă vrem să facem schimb de experiență, era mult mai ieftin și mai safe, dacă vreți, mai în siguranță, să ne întâlnim la o conferință organizată online și să schimbăm prin e-mail protocoale de tratament. Cum vedeți dumneavoastră această dezbatere? Nu ar trebui să se ia această dezbatere în asemenea. Nu cred că este... Din punctul meu de vedere, ajutorul acordat de România pentru Republica Moldova nu este un gest de a se simți ei, într-un... Nu, din punctul meu de vedere, România este și va fi solidară cu Republica Moldova. Domnule profesor, v-ați simțit umilit când ați aflat că veți primi ajutor de la medicii români? Noi nu ne-am simțit în niciun fel umiliți. A fost o plăcere să primim colegii noștri de peste Prut. Cu o mare parte dintre dânsii noi ne cunoșteam deja înainte, deoarece colaborăm foarte bine pe linii profesionale și ne întâlnim atât în cadrul colaborărilor bilaterale, de exemplu Universitatea de Medicină Nicolae Testemițianu din Chișinău, cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Este întotdeauna nevoie de un ajutor când simți umărul unui coleg care a venit să te ajute și te simți mai liber în discutarea unui caz clinic, în schimbul de opinie, cum este la dumnealor, cum este la noi. Este o colaborare frumoasă, profesională și asta doar întărește prietenia și pune baza unor relații mult mai frumoase pe viitor. Nici de cum nu poate umili o asemenea atitudine. De ce credeți dumneavoastră că am ajuns să discutăm dacă medicii din Republica Moldova ar fi sau nu umiliți de ajutorul primit din România? Pe rețelele de socializare stau foarte multe persoane acum care în carantină se plictisesc și probabil că se discută tot spectrul de idei și cu cât ideea este mai excentrică, cu atât ea prinde mai bine la public. Doamna Casoni, spuneți-mi, vă rog, cum v-au primit medicii de la Cahul? Foarte bine, deci chiar foarte deschiși, foarte bine, nu chiar cu covor roșu, dar au fost foarte calzi, bucuroși și foarte mult ne mulțumesc pentru ajutorul pe care îl acordăm. Dar în ce constă acest ajutor? Ajutorul pe care îl oferim noi este exact ceea ce l-am oferit și italienilor, adică solidaritate, să lucrăm cot la cot cu dânsii. Din păcate, în acest spital este o foarte mare lipsă de personal, pentru că foarte mulți sunt infectați cu acest COVID și internați. Foarte multe asistente medicale, eu vorbesc pe partea de asistenți medicali, sunt transferate pe partea de terapie intensivă de pe alte secții, deoarece nu au personal. Deci, la ei, problema este foarte mare din punct de vedere al personalului, deoarece s-au infectat lucrând cu pacienții. De ce credeți că publicul a recepționat atât de virulent acest mesaj al dumneavoastră și al domnului premier și nu a înțeles această comparație? Noi suntem oameni liberi și fiecare primește probabil un mesaj în forma în care îl are capacitatea să-l consume. Eu aș fi departe de a spune că publicul, da, o parte din societate l-a primit, nu știu cât este de mare, nu vreau să divizez societatea sau să aduc contribuția mea la divizarea societății și să spun ce societate sau câți oameni au primit pozitiv mesajul nostru, pentru că nu a fost scopul să divizăm, a fost scopul să-i susținem moral pe medicii care până acum și-au făcut treaba bine. Și eu cred că avem momente și aspecte mult mai importante pe care putem să ne concentrăm atenția astăzi decât pe subiecte care ne separă. Elena Cioina, de ce crezi că guvernul a ținut să încurajeze medicii moldoveni ca să nu se simtă umiliți? Am văzut mesajul acestui premier ca unul iarăși negândit, pur și simplu. Eu cred că nu au ales suficient de bine cuvintele cum să încurajez pe toți să facă față acestei lupte. Deci eu asta cred. Nu cred că, sau nu știu, consilierii care îl ghidează pe premierul nostru nu sunt atât de buni diplomați, probabil, și nu au știut. Sau poate că chiar există această ostilitate față de ceea ce oferă România și ei încearcă cumva să vocifereze lucrul ăsta public. De ce ar face acest lucru? Ceea ce vociferează ei public, asta arată că, de fapt, relațiile nu sunt așa și declarațiile nu sunt atât de sincere. Sincere sau nu, aceste declarații au dus către altă declarație oficială care a făcut carieră în presa din Republica Moldova și din România. Premierul Ion Chicu a spus după sosirea medicilor români în Republica Moldova, citez, toți care vin la noi să ne ajute au și oportunitatea să învețe de la medicii noștri cum se tratează asemenea boli. Nici de cum nu voi comenta eu gesturile sau declarațiile politicienilor din Republica Moldova sau politicienilor din România. Eu ce pot să vă spun, mă pot rezuma doar la aspectele de natură factuală. Medicii au fost întâmpinați cu prejurul unei ceremonii publice. Momentul festiv a fost unul foarte scurt, pentru că nu am venit aici, cum au spus unii, citez, cu fanfare și să facem exerciții de PR. Nu, oamenii noștri au venit să intre rapid în treabă. Sunt unii care, cum vă spuneam, poate nu sunt foarte fericiți de prezența medicilor români aici. Deci nu pentru asta au venit, nici pentru fanfare, nici pentru poze. După ceremonia respectivă au fost repartizați pe echipe și au intrat, cum se spune, direct în pâine. O echipă a ajuns la Bălți, o altă echipă a ajuns la Cahul, grosul echipei a rămas în Chișinău, unde au fost repartizați pe spitalele care sunt în prima linie de luptă împotriva COVID-ului. Medicii noștri și asistentele noastre sunt oameni cu o îndelungată experiență, sunt specializați în exact bolile asociate COVID-ului. O parte dintre ei au fost și în echipa de voluntariat care a acționat în Italia. Avem în echipa respectivă, cum spuneam, 41 de medici și de asistente, o componentă majoritară de la IGSU, medici civili, și o componentă minoritară de circa 10 persoane, medici militari. Spuneați că unii nu sunt fericiți, dar de ce n-ar putea să fie fericiți? Întrebați pe cei care... Eu nu pot să, cum să spun, mă pun în... Nu sunt nici psihologul lor, nu sunt nici consilierul lor. Întrebați pe cei care nu sunt fericiți ce anume nu le convine la toată chestiunea aceasta. Eu sunt doar un observator extern și eu nu fac decât să verbalizez anumite situații pe care... volens nolens le observ în această societate. Și eu încerc acum, în momentul de față, să înțeleg motivele acestor nefericiri, pentru că, așa cum spuneam, ajutorul României este dezinteresat, este oferit cu maximă generozitate, este oferit tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba vorbită sau, de ce nu, să știți, când vine un pacient cu COVID, medicii noștri nu întreabă, măi, dar tu la alegerile prezidențiale cu cine ai votat? Ai votat cu stânga sau cu dreapta? Deci nu. Deci nu facem așa ceva, să stea liniștiți cei care cred că ne ocupăm de propagandă sau nu știu. Sigur, glumesc, dar încerc cumva să disipez orice fel de urmă de neînțelegere. Ce credeți că ar putea învăța medicii din România de la medicii din Republica Moldova? Că ați menționat și asta în postare. Sunt sigur absolut că medicina, de fapt că oricare meserie, dar medicina are o componentă foarte mare de cercetare. Medicina nu este ceva static, nu este un domeniu static. Medicina este un domeniu care se dezvoltă și se schimbă zilnic. Fiecare grupuri de medici au un parcurs personalizat, un parcurs în care ceva au aflat, inclusiv apropo din greșeli învățăm foarte multe. Lucrând cot la cot, oamenii care vor să învețe unul de la altul au ce învăța. Medicii din Moldova cu certitudine ceva au cunoscut urmând parcursul lor. Fără îndoială, medicii din România au experiența lor și probabil mai vastă, inclusiv geografic. Și noi credem că ambele grupuri de oameni pot învăța unii de la alții. În genere, sincer să vă spun, eu mi-aș dori ca ambele grupuri de specialiști să fie tratate cu același respect. Pentru că ambele grupuri de specialiști, după mine, sunt practic egal de devotate, de dedicate meseriei de medic și probabil egal de bine pregătiți, și asta arată faptul că și România și Republica Moldova gestionează situația epidemiologică considerabil mai bine ca multe alte state. Dacă este un prim-ministru al țării și îți spune astfel de lucru, că medicii români vin să învețe de la medicii moldoveni doar ca să îi încurajezi pe medicii moldoveni, atunci parcă accentele nu sunt cele care trebuie. Domnule profesor, dumneavoastră ce spuneți? Au ce să învețe medicii români de la cei moldoveni și invers? Da, bineînțeles, noi învățăm unii de la alții întotdeauna, deoarece fiecare dintre noi, chiar și vorbim de la instituție medicală la instituție medicală, utilizează diferite abordări. Și unele abordări, în special în cadrul epidemiei și infecției COVID, sunt foarte diferite de la spital la spital. Dați-mi un exemplu. Ce ar putea să învețe medicii din România, de la dumneavoastră și invers, iarăși? De exemplu, noi luăm abordarea cu terapie respiratorie a pacienților. Prima lună de tratament noi am luat o abordare de intubare rapidă a pacienților, conform recomandărilor italiene. Acum începem să luăm o abordare tardivă, conform recomandărilor din Statele Unite, deoarece s-a schimbat înțelegerea mecanismului prin care acționează virusul și încercăm și această abordare. În plus, ca un element clinic, noi utilizăm tracheostomia percutană precoce, deoarece am observat că cu cât mai rapid se face o tracheostomie percutană, cu atât dozele utilizate de sedative și confortul pacientului este mult mai bun. Din discuția cu colegii care au venit, această practică nu este utilizată în România. Și astfel este un schimb de experiență. În schimb, noi discutăm despre regimul de tratament antiviral care este utilizat în România, care este ușor diferit decât al nostru. Și astfel, prin discuții pur profesionale, noi facem acest schimb de experiență. Trebuie să mai transmit un mesaj precum că colegii din România nu se implică în decizii medicale și nu modifică protocoalele noastre de tratament. Ei execută prevederile legale și cadrul reglementar al Moldovei, al spitalului, protocolul nostru de tratament. Doamna Casoni, au trecut aproape 3 zile de când sunteți la Cahul. Ce ați reușit să învățați pe medicii de acolo? Foarte multe lucruri ce am învățat chiar și în Italia, adică lucruri de... Eu vorbesc acum strict pe partea de asistență medicală, partea de nursing al pacientului, care este foarte important, îngrijirea pacientului critic. Concret. Concret. Igiena pacientului, administrarea tratamentului, tot ce ține de parte hemodinamică al pacientului, verificat pacientul, întors de pe o parte pe alta, pacientul trebuie mobilizat din 2 în 2 ore, hidratat, hrănit. Dar ați făcut vreun training pentru ei, vreo demonstrație? Despre ce anume este vorba? Noi le-am prezentat echipamentul nostru, îmbrăcat, dezbrăcat, deci ei știu să se îmbrace și probabil există mici greșeli, să zic, dar nu se întâmplă câteodată să uiți un lucru, dar din păcate trebuie să ții cont de fiecare pas și să faci exact conform acelei proceduri ca să nu riști să te contaminezi. Dar sunt ok, deci chiar respectăm. Cât de reală este declarația Guvernului Republicii Moldova că medicii români au venit peste Prut să învețe de la medicii moldoveni? Eu pot să vă dau un exemplu și cu ceea ce scria, de exemplu, presa din regiunea transnistreană, că experții OMS-ului vin să vadă cât de bine luptă ei cu această pandemie și dacă ne uităm la statistici, atunci vom vedea că au destul de mulți infectați. Exact același lucru se poate spune și despre Republica Moldova. Deci, medicii români care au venit aici, repet, au totuși o experiență într-un stat care s-a confruntat cu această pandemie mult mai grav. Și experiența lor îi poate ajuta pe medicii noștri. Nu vreau să spun că medicii din Republica Moldova nu sunt suficient de pregătiți. Eu cred că mesajul consilierului, premierului a fost pentru a încuraja pe medicii moldoveni că ei sunt buni, că ei într-adevăr pot să lupte cu această pandemie. Deci cumva a fost un mesaj de încurajare. Cu siguranță, ei toți au ce să învețe unii de la alții. Spuneam că medicii noștri, din păcate, lucrează în condiții extreme și s-ar putea ca anumite lucruri să le prindă bine și medicilor din România. Dar asta nu înseamnă că oamenii care au experiență militară, care au fost nu doar în focare, dar și în zone de război, nu au ce să le dea medicilor din Republica Moldova. Știți ce este cu adevărat trist? Cu atâtea controverse am pierdut din vedere esențialul. Cât de mult are nevoie sistemul sanitar din Moldova de ajutorul din România? În sistemul medical există peste 1000 de cazuri semnalate de presă, de medici și personal și asistente medicale care sunt infectate cu COVID și care pe cale de consecință sunt în autoizolare sau în carantină. E o cifră uriașă. Cifra este uriașă pentru că din numărul total de medici care există în Republica Moldova, într-adevăr, cifra este aici foarte mare. Astăzi au fost înregistrate, dacă nu înșel, în Republica Moldova peste 4200 de cazuri. În continuare, nu s-a intrat în Republica Moldova pe o pantă descendentă. Ne aflăm în evoluția aceasta a pandemiei în Republica Moldova încă pe o curbă ușor ascendentă, sperăm să fie una de stabilizare. Noi când am luat decizia respectivă, să știți, am discutat îndeaproape și cu Organizația Mondială a Sănătății, ale căror grafice, ale căror prognoze și ale căror proceduri le aplică fără niciun fel de problemă Republica Moldova, pentru că ei urmează îndeaproape recomandările OMS-ului. Și în continuare avertizările primite și semnalele primite de la OMS, de la specialiștii respectiv, sunt în continuare îngrijorătoare. Deci cine spune că gestul României acum este unul nenecesar, chiar l-aș provoca cu ghilimele de rigoare să vină cu argumentele respective și nu să ni le spună nouă, cum să spun, în șoaptă pe diverse culoare, să ducă în fața populației și să declare, știți, uite, România nu ne-a ajutat pentru că noi nu mai avem nevoie de toată chestiunea aceasta. În criză, cred că oricare țară are nevoie de ajutor, iar situația pandemică este o criză și, evident, Republica Moldova avea nevoie de ajutor și probabil va avea nevoie de ajutor. Atunci când întrebați cât de mult, îmi vine greu să vă spun cât de mult, e foarte greu de apreciat cât de mult. Cu certitudine putem să răspundem altceva. Orice ajutor este foarte binevenit și poate ajuta la trecerea epidemiei într-o manieră cât se poate de rapidă și cu pierderi minime. Institutul de urgență primește la el pacienți gravi sau în stare critică care sunt orientați aici din toate spitalele țării împreună cu Spitalul Republican. Astfel încât, la momentul actual, noi avem între 35 și 40 de pacienți gravi și foarte gravi în unitatea de terapie intensivă. Lupta este grea, vă bateți cu virusul cu mâinile goale sau aveți cele necesare? Virusul s-a răspândit extraordinar de rapid, deoarece o cursă de avion dintr-o țară europeană sau o țară care are pacienți, persoane infectate în Moldova durează 2-3 ore și atunci în 2-3 ore virusul vine în țară și începe a lucra. Organizarea sistemului medical pe așa fundal cere evident că mult mai mult timp și asta a luat prin surprindere. Și, pe de o parte, măsurile luate de alte țări privind închiderea granițelor, blocarea exporturilor, incapacitatea de a produce local materialul necesar, a permis răspândirea rapidă a virusului, inclusiv în instituțiile medicale din țară. Pe parcurs, multe probleme au fost rezolvate. O mare parte din echipamente se produc deja în țară. Cum arată prima linie care trece prin spitalul din Cahul, acolo unde luptați acum? Eu am găsit 3 pacienți în prima zi, adică duminică când am început lucru. Am găsit 3 pacienți pe partea de COVID, în partea de terapie intensivă, pe care i-am tratat. Doctorii de acolo au suficiente echipamente și medicamente? Noi am venit cu echipamente de la noi și le mai dăm și lor. Măștile FFP2 pe care le folosim zi de zi, de mai multe ori, le împărțim cu colegii de la acest spital. Au și ei, într-adevăr, nu pot să zic că nu au, dar ținând cont că noi avem, le împărțim cu ei. Tot ce ține de începând de la măști, echipament de protecție, parte de ceea ce primesc, ei au foarte mare nevoie. Și nu numai Cahulul, ci și toată Republica Moldova. Sistemul medical din Republica Moldova este un sistem, din păcate, foarte subdezvoltat acum în secolul 21. Cred că ați văzut cu toții din relatările pe care le-au mai făcut jurnaliștii în ce condiții stau unii pacienți, mai ales dacă mergem un pic în țară și intrăm prin spitalele raionale. Deci, situația nu este deloc una bună în sistemul medical. Noi avem o lipsă acută de echipamente medicale performante. Noi muncim încă cu aparate foarte vechi, de prin anii 80-90, așa că puteți să vă dați seama cam în ce condiții extreme muncesc medicii noștri. Ne-a prins cam pe nepregătite această pandemie, chiar deloc pregătiți, ceea ce este îmbucurător că chiar și cu aceste lipsuri, cumva medicii noștri s-au mobilizat sau acest sistem în general s-a mobilizat foarte mult în această perioadă ca să poată să facă față luptei cu acest COVID-19. Și cu toate acestea, jurnaliștii din Chișinău, dar și foarte mulți cetățeni din Moldova s-au întrebat dacă guvernanții de la Chișinău sunt recunoscători sau nu României pentru ajutorul frățesc. Semnele de întrebare au apărut în special după ce președintele Igor Dodon a întârziat să transmită mulțumiri României pentru echipa de medici care a sosit în Republica Moldova. Spre comparație, spun jurnaliștii moldoveni, în cazul echipamentelor venite din Turcia, China, dar mai ales din Rusia, chiar dacă unele nu erau donații, președintele Republicii Moldova mergea personal pe aeroport sau reacționa imediat pe Facebook. În cazul ajutorului românesc, i-au trebuit mai bine de 24 de ore ca să transmită un mesaj de mulțumire. Cum a fost primit ajutorul românesc la Chișinău? Din partea populației, din partea multor oameni politici, a fost primit cu o imensă bucurie. Am primit la ambasadă foarte multe mesaje de mulțumire, foarte multe mesaje de felicitare. Sigur, trebuie să remarcăm și faptul că poate au fost anumite voci în Republica Moldova care nu au fost foarte, foarte încântate de faptul că România a acționat de o asemenea manieră, cum spuneam, generos, dezinteresat și necondiționat pentru a-i sprijini pe cetățenii din Republica Moldova. Gestul nostru, să știți, nu înseamnă decât faptul că ne-a păsat și ne pasă întotdeauna de cetățenii Republicii Moldova. Nu este un gest unic în istoria noastră, chiar și recentă. Întotdeauna când cetățenii Republicii Moldova au fost în nevoi, România a fost aproape și România a acționat și România a ajutat. Să ne aducem aminte și de inundațiile de la Cotul Morii, unde statul român a investit semnificativ pentru a ridica case de la zero după ce Prutul s-a învolburat și a distrus satul, aproape total satul respectiv. Să ne amintim și de multele grădinițe care au fost renovate cu bani. Inclusiv în satul domnului președinte. Inclusiv în statul domnului președinte. Nu, cum să spun, nu am țintit în mod expres această chestiune. Cu ghilimele de rigoare, așa s-a primit, pentru că din 1100 de obiective care au fost renovate în Republica Moldova, era aproape imposibil să nu ajungi în toate raioanele și să nu ai practic o amprentă lăsată la nivel local peste tot. Nu a fost o decizie ușoară. Atenție! Și noi în România avem foarte multe situații dificile. Și noi în România ne confruntăm cu probleme în spitale și noi în România avem poate un deficit de medici. Noi, spre deosebire de Republica Moldova, nu avem șansa unui astfel de vecin care să vină să ne ajute dezinteresat. Dacă am avea o astfel de asistență, vă asigur că noi am primit-o cu brațele deschise și am mulțumit la toate nivelele, de la cel mai înalt, de la vlădică la opincă, cum se spune. Din păcate, foarte des, opinia publică este formată de un flux imens informațional. Noi trăim o perioadă când se pune mare valoare pe exprimare liberă și pe dreptul la exprimare liberă, dar nu totdeauna exprimare liberă este și responsabilă și vizează sau urmărește obiectivul prezentării adevărului. Nu știu cum să măsor recunoștința, așa cum nu am știut mai devreme să măsor pe cât de necesar era ajutorul. Ajutorul era necesar și recunoștința sigur este. Cu certitudine este. A fost exprimată într-o manieră absolut deschisă și la întâlnirea primului ministru cu ministrul de externe și în alte contexte tot. Simplu, în unele situații, unele surse media observă cei ce vor să observe și pun accentele așa cum le consideră mai bine. Astea sunt unele efecte ale procesului de democratizare, încă nu am ajuns la cultura unei democrații autentice, mai avem de învățat. Spuneți foarte des, am venit să-i ajut pe frații mei. Ce înseamnă această expresie pentru dumneavoastră, frații mei? Păi frații noștri de peste Prut. În primul și în primul rând, tatăl meu a fost din Piatra Neamț, deci pot să zic că a fost moldovean. Dumnezeu să-l ierte. Nu cred că are vreo relevanță unde aș fi mers, că în Republica Moldova, că am fost în Italia, că ne-ar chema în Anglia, că ne-ar chema în, Georgia, în alte țări unde au nevoie de ajutor. Cred că la fel aș fi răspuns. Pozitiv. Și da, într-adevăr, oamenii au nevoie de ajutor. Autoritățile centrale de la Chișinău sunt sau nu sunt mulțumite de mâna de ajutor întinsă de România? După mesajele pe care le vedeam, de exemplu, din partea ministrului, de ce n-ar fi mulțumiți? Sigur că ar fi mulțumiți. Dar nu toate țările se implică atât de mult. Poate că, uitați-vă, premierul, de exemplu, a accentuat la un moment dat că ar trebui să vină premierul României în Republica Moldova împreună cu acest convoi ca să oficializeze cumva acest ajutor. Da? Deci ar fi fost un truc politic în favoarea, să zicem, a președintelui nostru Dodon, care iar fi legiferat România aflarea lui în această funcție în Republica Moldova. Deci, cred că sunt niște subtilități la mijloc. Subtilități care încă nu s-au terminat. În momentul în care am încheiat acest vlog, din România au plecat 20 de camioane cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro. Ajutoarele românești au plecat din Piața Victoriei, din centrul Bucureștiului, din fața guvernului, dar au fost primite oficial la intrarea în orașul Chișinău, sub un pod, spre nemulțumirea multora. Surprinzător, inclusiv spre nemulțumirea vorbitorilor de limbă rusă, care ar fi dorit un mai mare respect acordat ajutorului frățesc. Вот, господа, какого места удостоилась румынская гуманитарная помощь. Значит, если бы это были бы российские автомобили, которые привезли гуманитарную помощь, их бы выстроили в центре. Вот посмотрите, чего удостоилась румынская гуманитарная помощь в размере 4 почти миллионов евро. Их встречают и размещают на телецентре, под мостом, как каких-то преступников, как непонятно кого вообще. Посмотрите на это, порнографию. Этим грузовикам место далеко не здесь, они должны стоять в центре, чтобы каждый видел, что такое действительно брат, și ce e vrag. Deocamdată atât despre aventurile ajutorului românesc. Sunt Vitalie Cojocari, acesta a fost vlogul meu, vlog de jurnalist. Vă aștept cu comentarii, dacă am timp, răspund. Pentru alte vloguri jurnalistice, nu ocoliți clopoțelul sau butonul de subscribe. Pa! Aveți grijă de voi!